Câteva lucruri să spun, dragul meu Emanuel. Ce am observat eu în, ca pacient, în lumea psihologică, psihiatrică, sunt niște oameni, cum să zic, buni. Știu că mergeam supărat la ei și le spuneam că uite, mi s-a întâmplat asta, mi s-a întâmplat asta, asta, problema asta, asta, în familie, la școală, de, la biserică, știu, prieteni. Și tot timpul spuneam, da, tu poți să fii bun, tu poți să fii bun. Deci, și chiar și mă gândeam până ieri și chizas că mai bine să fii și un pic rău ca să nu fii chiar rău, cazi. Dar asta spuneam într-un videoclip acum, că de fapt cădem, știi? Adică riscul e mare. Nu știu la care e mai mare riscul, la ăla care încearcă pe cale sau care ia pe cărări. Hi, I just wanted to remind you about your interview, știi? In 10 minutes. Thank you. I'll certainly be there. Sure, este o vorbă la care m-am gândit eu. Appreciate. This is Catherine. Hey, it's Caleb. Tu știi cum zic oamenii că... You wanted to check on me? Nu-i treaba nimănui ce fac eu, nu? You know, just see if you needed anything. Nu-i treaba nimănui ce fac eu, right? Right. Yeah, you want me to bring... Dar în ce sens ideea asta? Nu că eu fac ce vreau eu și treaba nimănui. Și, domnule, dacă eu sunt pe cale, dacă cad sau păcătuiesc, nu-i că așa vreau, ci că cad. Alt lucru. Ce o să spun? E că... Vreau să spun așa. Da. Vreau să spun că nu știu care e problema cu omenirea asta. Deci, spune-mi și tu, Emi. Deci, ți se pare normal să intri pe internet și nu doar să, nu doar să stai pe Invisible, ci tu ca consumator de internet, să intri pe internet și deja să nu te mai interesezi de Google, Yahoo, Trek Earth, trebuie noi să Star Trek, și tu să, să intri efectiv zilnic, sau Dumnezeu știe, în calculatorul oamenilor, care... Tu știi care e vaca termitelor, un gândac, care mide niște uleiuri, termitele o țin între ei ca sclav pentru acele uleiuri. În Amazon, zice Arcadi Fidler, în cartea lui Peștii cântă pe ocaiale. Deci, este internetul nu hidden, nu deep, nu nu știu ce. Patologic. Au, cât despre mine, mă rog Domnul să-mi ierte păcatele, să mă pocăiesc, dar eu aleg oamenii cu care să mă pocăiesc. Sau Domnul mă